Salutare oameni buni și bine ați venit din nou pe acest minunat canal. Astăzi este o poveste destul de lungă, dar la fel foarte interesantă. Apreciați acest videoclip cu un like și abonați-vă la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Iar acum, vizionare plăcută! Iaroslav a visat-o din nou pe mama lui. Ea stătea pe malul râului într-o rochie albastră aerisită și îi făcea cu mâna, iar el era un băiețel care se bălângânea în valurile liniștitoare ale râului bâlând și refuza să iasă din apă. În visul lui, râul era cald și lipsit de griji, așa cum era atunci în copilăria lui și de aceea, când s-a trezit, s-a simțit chiar puțin trist. După trei zile, Iaroslav urma să se căsătorească. Dar acest moment fericit nu-l va putea împărtăși cu mama sa. Iubita lui mămică a părăsit această lume cu cinci ani în urmă. Iaroslav nu a avut tată, deși mama s-a amințit mereu că tatăl său a fost pilot și a murit eroic, luptând împotriva dușmanilor patriei. Faptul că Iaroslav a crescut fără tată i-a fost explicat rapid de către colegii săi din școala primară, care auzeau detaliile vieții private a altora de la părinții lor. Nu ne vom juca cu tine, a spus un băiat. Tu nu ai tată și nu a existat niciodată, pentru că mama ta este rea, așa spune bunica mea. Și mai spune că numai femeile needucate nasc copii fără soț, iar tu ești orfan de tată și mor de foame iar Iaroslav s-a luptat și a respins agresorii, iar lacrimile îi curgeau trădător din ochi. Învățătorul, încărcat de programe școlare și activități extrașcolare, nu s-a obosit să înțeleagă situația și l-a pedepsit mereu pe Iaroslav ca instigator al bătăii. A sunat-o pe mama lui care, la rândul ei, își cerea scuze în mod constant, iar apoi îi părea rău pentru fiul ei și plângea în liniște în pernă noaptea. Această jignire și acest complex de inferioritate returnat de străini, băiatul a adus-o până în anii de studenție. Dar anii de studenție au fost amintiți într-o lumină bună. Poate că a fost cea mai fericită perioadă pentru Iaroslav, în care toți studiau, se ajutau unii pe alții și trăiau vesel părinții ședințelor de seda. La universitate, Iaroslav a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, Elena. Era o fată proeminentă, pur și simplu frumoasă. Părinții ei dețineau o afacere mare și, prin urmare, fiica se scălda în lux. Ce a atras-o pe ea tânărul simplu și sărac din provincie pentru toți a rămas un mister. Poate că frumoasa Elena i-a cucerit bunătatea și timiditatea naturală. Sau poate că pur și simplu îi plăcea Iaroslav, pentru că era un tânăr drăguț. În jurul Elenei se învârteau mereu băieți mai mari din familii bogate, care nu puneau ștaif în nimic. Dar când frumoasa și-a oprit alegerea asupra lui, toți l-au privit pe norocos cu alți ochi. A început să se pară că Iaroslav poate fi mai mult ca și contele de Montecristo din romanul lui Dumas. În jurul cuplului au început să meargă bârfe și mituri incredibile. Ea este cu siguranță însărcinată cu Iaroslav și opteau studenții privind invidioși la fericitul cuplu. Nu, au infirmat alții această presupunere, ei spun că acest tip este fantastic de bogat, doar se preface că este sărac, dar de fapt tatăl său este un mafiot teribil, mama este o fostă striptoză și familia lor a trăit mult timp în America și afacerile lor sunt acolo în străinătate. Toată lumea vorbea, învârtind diferite ipoteze, care nu bănuiau nimic, doar se bucurau unii de alții. Este clar că persoanele apropiate de Elena și Iaroslav știau tot adevărul. Din partea mirelui nu existau rude, iar prietenii săi au sprijinit decizia de a se căsători cu Elena, asigurându-le că astfel îi va fi mai ușor să-și facă drumul în oameni. Mirele însuși nu a gândit atât de complet, sperând doar pentru el însuși. Așa a crescut mama sa, care a luat întreaga povară a vieții pe umerii ei, iar micul fiu a văzut și a înțeles totul. Rudele și prietenii din familia Miresei au considerat această uniune absolut mesariance și apoi l-au tratat pe Iaroslav cu condescendență și chiar cu un oarecare dispreț, ceea ce a supărat foarte mult Mireasa. Ea înțelegea perfect că se căsătorea cu un bărbat adevărat, care, prin calitățile sale psihice, îl depășea chiar și pe tatăl ei. Fata știa că Iaroslav îi va fi sprijin și prieten în viață. Spre deosebire de aci băieți de aur care o înconjurau în mulțime. Elena înțelegea perfect că aceștia erau atrași nu de ea, ci de banii și relațiile familiei ei. Iar Iaroslav parcă nu a observat, adică situația în care se afla. Pentru el nu contau nici banii tatălui Elenei, nici privirile oblice, nici rudele și prietenii ei. El doar o iubea, atâta tot. Nu ai de gând să intervii. L-a întrebat mama Elenei pe soțul ei. Nu vezi că Iaroslav și Elena noastră nu sunt egali. Ei sunt din lumii diferite, trebuie să-mi viedici căsătoria lor. Liniștește-te, răspunse calm tatăl. Și dacă vrea, las-o să se mărite, fica noastră este o fată deșteaptă, are cap pe umeri, își va da seama ce e de făcut și dacă va greși, nu va mai face aceleași greșeli data viitoare. Bineînțeles, aș vrea să ne înrudim cu familia concurenților mei, mai ales Alexandru al lor a respirat mult timp inegal la Elena noastră. Ar fi o mare oportunitate de a în compania într-un tandem puternic. Dar ce poți face? Inima nu este comandată și să rup inima fiicei sale cu propriile mele mâini. Și eu nu am de gând să aștept un pic acest prost într-o zi va da o gafă și voi profita de ea, vei vedea. Și cu asta s-a încheiat discuția stângenitoare și părinții au început să se pregătească de nuntă. Deoarece tatăl Elenei, pe lângă faptul că gestiona afacerea, era și o persoană publică care avea nevoie de sprijinul oamenilor obișnuiți. A decis să îmbine plăcutul cu utilul anunțând că la nunta fiicei sale poate să apară oricine dorește, iar acesta să se ocupe de toate bunătățile. În acest scop, în curtea uriașului lor conac au fost aranjate mese lungi cu numeroase feluri de mâncare, astfel încât toți cei care treceau pe acolo să poată gusta diferite lucruri delicioase și să le ureze fericire tinerilor. Cu toate acestea, nu toți oaspeții de rang înalt au apreciat ideea unei astfel de nunți populare și, prin urmare, s-a decis ca invitații să stea separat de oamenii de rând, având o mare oportunitate de a vedea tot ceea ce se întâmplă în curte. Astfel, nunta a fost împărțită în două tabere pentru cei bogați și pentru oamenii de rând. O astfel de idee nu era pe placul lui Iaroslav, i se părea că socul să omituiește voturile oamenilor în detrimentul nunților sărate, iar această împărțire între sărați și bogați i se părea umilitoare. Dar pentru a nu-și supăra Mireasa, Iaroslav nu-și-a exprimat părerea. Mai ales că pentru întreaga nuntă, cu excepția costumului Mirelui și tatăl Lenei, a plătit și din propriul buzunar. Iubito, te bucur că te măriți cu mine, a strigat în tubul viitoarei soții. Mâine este deja nunta noastră, tremurtoată de emoție, ai pregătit un costum pe care l-am ales împreună. Bineînțeles, a liniștit-o Iaroslav, desigur, sunt foarte fericit că vei fi soția mea, iar eu voi fi soțul tău, împreună suntem un singur satana. Elena a râs și Iaroslav a zâmbit. Nu-i venea să creadă că mâine vor deveni o familie. S-a uitat la costum. Elena îi alesese cel mai scump costum negru, care era unicat. Îl costase pe Iaroslav toate economiile sale, dar nu putea să recunoască acest lucru în fața logodnicei sale. Îi era rușine că salariul său de manager începător era atât de mic. Elena a ghicit despre asta, dar a tăcut, încercând să nu-i rănească mândria iubitului ei și să nu-l falimenteze pe Iaroslav, care alegea cu grație cafenele și distracții ieftine atunci când mergeau la o întâlnire. Prietenii Elenei au fost cruzi, au râs mereu de alegerea ei și au înțepat sărăcia, râd în fața ei. Ei bine, Elena a mâncat hot dog în parc, prietenele bogate au chicotit, iar în oraș la plimbare cu troleibuzul merge. Ce am mâncat și cu ce ne-am plimbat, nu e treaba voastră, dragii mei, le spunea vesel Elena, mai bine să-și urmeze iubiții. Uite, pentru că ei se uită mereu la picioarele altora și cel mai amuzant lucru nu le pasă în pantoc scumpi, aceste picioare sau în ieftine. Îmi pare rău pentru tine, dar Iaroslav al meu se uită doar la mine. După o apărare atât de puternică, unii dintre ei au căzut ca niște coși de cereale. Elenei s-a părut deodată că imediat i-a devenit mai ușor să respire, pentru că nimeni nu o mai sugruma cu atenția lor atentă și cu pocoavele lor constante. Și astfel a venit ziua anunții. Tinerii, împreună cu rudele și prietenii, au mers la biroul de înregistrare, unde, într-o atmosferă solemnă, au semnat și au primit mult așteptatul certificat de căsătorie. Restul invitaților îi aștepta un conac, amenajat într-o sală imensă și luxoasă. La sosirea de la oficiul de stare civilă, tinerii au constatat că curtea era plină de persoane complet străine, care mâncau și se distrau. Lângă mese se afla o scenă înaltă, pe care cânta o formație invitată. În ciuda faptului că oamenii nu se cunoșteau între ei, a existat o atmosferă prietenoasă și o bucurie autentică pentru fericirea celorlalți. Când cortegiul Miresei și Mirelui a intrat în curte, oamenii i-au întâmpinat cu aplauze puternice, felicitări sincere și chiar flori. Au existat mici cadouri făcute de propriile mâini sau lucruri ieftine potrivite pentru gospodărie. Iaroslav și Elena a fost surprins că cei care au venit pentru tratații gratuite nu aveau mâinile goale și erau atât de bucuroși să-i vadă. Fericirea tinerilor a strigat în curte. Cavitatea anilor tăi va fi lungă și amară. Cu toate acestea, când cuplul a intrat în sala luxoasă, unde se aflau prieteni bogați și rude ale familiei Elenei, Iaroslav nu a simțit o asemenea cordialitate. Toate cuvintele care au fost rostite de acești oameni nu veneau din inimă. Ochii lor erau re și zâmbetele lor erau încordate. Da, noi străluceam de diamante și ne etalam unul în fața celuilalt cu ținute cu sute de creatorii de modă renumiți, iar bărbații cu zâmbete albe ca zăpada, cu dinți scumpi. Toate cadourile erau în plicuri, care ca un tribut împăturite pe o tavă de argint. Iaroslav avea impresia că nu era vorba de o nuntă, ci de un fel de colectă forțată, și de aceea, de fiecare dată când un alt invitat de rang înalt scotea un plic plin de bani, se simțea stânjenit. Elena, pe de altă parte, era foarte mulțumită. Mi-a dat un cot în lateral, arătându-mi grosimea plicului. Aparent, acesta era modul ei de a determina cât de mult îi respecta cel care dădea. Iaroslav nu înțelegea categoric acest lucru, dar îl tolera de dragul tinerei sale soții. Și apoi, brusc ca din semin, gazda s-a întors spre Iaroslav în fața tuturor și i-a cerut să spună un cuvânt de bun venit pentru oaspeții de onoare. Iaroslav nu se aștepta la o asemenea șmecherie, de aceea a roșit și s-a uitat cu teamă la Elena, care nu a uitat să-l împingă de pe scaun pe scena din curte. Era perfect vizibil de la geamurile deschise care intrau în podea. Dragi oaspeți, Iaroslav a început în numele său și al soției sale Elena. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să sărbătoriți cu noi această zi fericită a căsătoriei noastre și apariția familiei noastre nou-născute. Aș dori să spun multe cuvinte frumoase pentru socul meu. Și atunci Iaroslav a fost întrerupt. Îi strălucea în față o lumină de soare care îi mergea pe cap, pe umeri și pe obraji. Hei, cine își face de cap? A strigat el în mulțime. Dar lumina de soare a continuat să meargă și să intervină în discursul său. Iaroslav și-a încrucișat palma cu o vizieră și a încercat să determine de unde venea raza de lumină. Dar când a văzut cine trimitea lumina soarelui, a înghețat brusc și a devenit vizibil palid. În mulțime se afla un băiețel de aproximativ 8 ani, care ținea în mână o mică oglindă crăpată, pe care a coborât o rază de lumină direct spre el. Copilul voia în mod clar să atragă atenția asupra sa. S-a lăsat o tăcere stânjenitoare. Toată lumea se uita la Iaroslav și la băiatul care arăta ceva cu mâinile sale. Era clar că nu putea să vorbească, iar asta îi făcea pe invitați și mai interesați. Și apoi s-a întâmplat ceva la care nimeni nu se aștepta de la Iaroslav. El, ca un interpret priceput în limbajul semnelor, i-a răspuns ceva micului oaspete prin gesturi. După aceste semne, băiatul a încremenit de uimire, apoi a băgat oglinda în buzunarul pantalonilor zdrențuroși, s-a uitat jignit la Iaroslav și a fugit din curte flămând, fără să guste din bunătăți. Acum toate privirile se îndreptau spre mire. Care a ieșit în tăcere de pe scenă și s-a așezat pe scaunul său de lângă mireasă. Ce a fost asta, dragul meu, ce se întâmplă? a întrebat Elena cu o voce nemulțumită. Mă faci de rușine, ce fel de discurs mototolit nu puteai să pregătești? Și cine este cârpaciul acela mic? Ai secrete? Elena este în regulă. Doar că nu mă așteptam să mi se dea cuvântul și nu pot să vorbesc frumos în public, iar băiatul acesta, ei bine, este doar un băiat, nu contează, hai să ne bucurăm de nuntă, să lăsăm acest sughit să fie cel mai mare necaz din viața noastră. Iaroslav a îmbrățișat-o ușor, în continuare s-au bucurat de tortul de nuntă, apoi de primul dans al tinerilor și și-au petrecut seara acceptând felicitările invitaților prezenți, inclusiv ale celor din curte pe care mai apoi i-au părăsit. Luându și o clipă, Iaroslav a întrebat cu prudență pe cei veniți despre băiețelul care era cât pe ce să strice nunta, dar niciunul dintre ei nu știa de unde venise copilul sau unde dispăruse atât de repede. Sărbătoarea s-a încheiat târziu. Când ultimul invitat a plecat și poarta a fost închisă, întreaga familie era deja supărată. Eu, Elena, m-am dus în dormitorul meu, iar părinții mei au vorbit îndelung despre ceva în bucătărie. Iaroslav simțea tensiunea dintre el și părinții soției sale, dar nu putea face nimic, pentru că iubita lui Elena, fiica lor, pe ea să o jignească în vreun fel nu putea. Iar tânăra soție însă și era entuziasmată de ceva, el o simțea cu toată pielea. Ce se întâmplă cu tine? Te-am jignit în vreun fel? Nu, răspunse Sechelena. Nu sunt jignită, doar că e neplăcut că ai secrete față de mine. Nu spui prea multe despre tine, dar tu știi multe despre mine, nu e corect. Dragă, sunt chiar în fața ta, chiar locuiesc în casa asta cu tine, chiar dacă nu-mi place aici. Poate am putea să ne luăm un apartament și să locuim separat de părinții tăi. Sunt un străin aici, simt asta. Nu, a exclamat ea. Casa asta a fost construită pentru mine de părinții mei, eu voi locui aici, iar tu vei sta tot cu mine, uite ce grozavie aici, fiecare cameră are piscină, există o saună și o sală de masaj. Mâncarea este gătită de cei mai buni bucătari, iar tu vrei să ai mâinile tale, iar de cartot murdar maral nici vorbă. Bine, cum spui tu, liniștit răspunse Iaroslav. A doua zi tinerii au început să sorteze cadourile. În total au acumulat atât de mulți bani încât erau suficienți pentru o lună de viață luxoasă în Maldive, unde Elena de fapt și mergea. Seara, în timp ce Iaroslav era la muncă, ea și mama ei au pus deoparte setul de porțelan dăruit în tacâmuri de argint. Și cine era băiatul acela murdar care își flutura mâinile la nunta ta? A întrebat mama. Nu știu, a răspuns Elena și mă îngrijorează și pe mine. Dacă e fiul lui, a sugerat mama și și-a rotunjit ochii. Ce ai de gând să faci? Nu m-am gândit la asta, a spus Elena. Nu-mi vine să cred că m-ar înșela. Ascultă Elena, mama a avut o idee, hai să cerem operatorului să ne arate momentul în care băiatul a apărut și a comunicat cu Iaroslav. Mi-am dat seama că vorbea în limbajul semnelor, cunosc un interpret de limbajul semnelor. Îl sun acum și o să vină să ne ajute. Mamă, tu nu ai cap! Despre asta Elena a râs. Când interpretul de limbajul semnelor a urmărit o parte din înregistrarea pusă la dispoziție de operator, a tradus textual gesturile copilului și ale lui Iaroslav. Copilul a spus următoarele cuvinte. Vino cu mine, am mare nevoie de tine, iar Iaroslav i-a răspuns, îmi pare rău, copile, nu pot acum. Elena a auzit totul, se amețită, furia clocotea în piept. Cum a putut să mă înșele cu atâta ipocrizie? A țipat fata, eu la urma urmei am avut încredere, l-am întrebat, iar el nu mi-a răspuns. Asta este o adevărată lipsă de respect, a adăugat mama. Dacă nici măcar în aceste lucruri mărunte nu s-a deranjat să-ți răspundă, ce se va întâmpla mai departe când vei trăi cu el zeci de ani? Tatăl tău îmi spune mereu totul, și eu știu tot ce face. Știu chiar că îi place de una dintre angajatele lui și acum toate secretarele trec prin mine. Ei bine, hai să-l așteptăm pe soțul tău, sper că ne va răspunde la toate întrebările, iar dacă nu, va avea probleme. Chiar în acea seară, Iaroslav a fost interogat cu părtinire, nu i s-a permis nici măcar să ia cina și a trecut imediat la atac. Primul interogatoriu a început Elena, acolo a strigat la Iaroslav, a cerut să mărturisească toate păcatele de moarte, la care Iaroslav a răspuns perplex și fără legătură. Eu nu sunt vinovat de nimic, s-a justificat Iaroslav față de băiat, nu știu. Odată am călătorit cu el în același tren și atât. Iar de ce m-a chemat după el nici nu pot să-mi imaginez, pentru că era ziua anunții noastre și nu voiam să fiu distras de altcineva decât de tine de ce nu mi-ai spus că l-ai văzut pe băiatul ăla de la început? Elena obișnuia să fie atât de necruțătoare. A spus obosit repetat flămând Iaroslav, nu am vrut să stric seara pentru că știam că te vei întoarce împotriva mea în felul acesta. Și de ce nu mi-ai spus despre el mai devreme, mama Elenei se alătură interogatoriului. De ce plânge fetița mea? Și asta chiar în a doua zi de căsătorie. Da, înțelegeți în sfârșit, a spus Iaroslav. Eu nu sunt vinovat de nimic, iar acesta este doar un băiat străin. Dar tu nu vrei să mă ajuți, s-a adresat el tatălui Elenei pentru sprijin bărbătesc. Dar nu, dragul meu, răspunse sexocrul, trebuie să te descurci singur. Hei, nu sunt eu ajutorul tău aici, faci prea multe greșeli la începutul vieții de familie, așa că ajută-te singur, du-te și ia aer. Și dacă nu-ți place aici, să pleci. Tatăl Elenei s-a întors și a ieșit din cameră, lăsându-le pe Iaroslav singur cu două femei furioase. El nu știa ce să facă. A pleca însemna că își recunoștea vina, dar a rămâne și a asculta alte reproșuri nemeritate nu mai era posibil. Așa că Iaroslav s-a ridicat în tăcere de la masă, pe care nimeni nu se deranjase să-i opună și s-a dus în camera lui să-și adune lucrurile. Bine că erau puțin împachetate, rucsacul, documentele și laptopul lăsate într-o valiză, toate hainele bine împăturite, costumul de nuntă și pantofii, toate împachetate și s-a îndreptat spre ieșire. Hei te duci?" L-a întrebat soția lui supărată. Fugi de discuție, cum poți să pleci acum?" Tatăl tău mi-a indicat clar ușa", cu calma răspuns Iaroslav. Așa că eu am plecat." Asta nu e casa mea ca să locuiești cu mine separat de părinții tăi nu vrei, iar eu nu vreau să fiu ghemuit aici. Dacă te hotărăști, vino cu mine, închiriem un apartament și trăim ca toată lumea. Nu vreau să trăiesc ca toată lumea, așa cum era isterică Elena, nu am de gând să stau ghemuită într-un apartament cu o cameră și să muncesc pentru a trăi. Am o casă, o viață asigurată, iar dacă nu vrei să accepti asta și să o împarți cu mine, poate că, într-adevăr, ar fi mai bine să te aerisești. Mama Elenei era mai degrabă tăcută și nu a făcut nicio încercare de a-și opri fiica furioasă. Tatăl nici măcar nu a ieșit să-l despartă pe Iaroslav, care îl credea și îl respecta. Iar eu am plecat. Afară se întuneca, luminile de pe stradă erau aprinse, vântul cald îi mișca părul și păsările își cântau cântecele. Dar toate acestea nu le-a observat. Se gândea că toată viața lui aparent stabilă cu Elena se prăbușise instantaneu din cauza unui băiețel, care, nu se știe de ce, era atât de speriat de familia lui bogată. Nunta pe vina copilului altcuiva s-a dovedit a fi un adevărat dezastru pentru ei și pentru cei mai străluciți. De ce au reacționat atât de mult acești oameni la gesturile inocente ale băiatului? Iaroslav nu putea înțelege. Capului era umflat de emoții, îi se părea că toate acestea nu îi se întâmplau lui, ci altcuiva. Mâine urmau să zboare împreună spre Maldive, dar acum ce se va întâmpla cu el mâine? Poate că Elena va cere divorțul, părinții în asta va ajuta cu plăcere, se gândea Iaroslav. Nici nu mă îndoiesc, ei nu mă iubesc și nu le pasă ce fel de bărbat va fi alături de fica lor. Principalul lucru pentru a fi mai bogați nu este despre mine. Cât timp a mers Iaroslav pe stradă, nu știa. În față se profila hotelul, dar nu a avut timp să ajungă la el. Și în spate cineva l-a atins liniștit de braț. Iaroslav s-a întors. Acolo stătea chiar băiatul care ilustruise cu atâta asiduitate oglinda în ochi. Iaroslav și-a amintit că puștiul era surdomut, iar apoi a aflat că nu putea comunica cu el decât prin semne speciale. Noroc că la un moment dat Iaroslav a lucrat cu jumătate de normă într-un internat pentru surdomuți, unde mama lui lucra ca meditatoare. Acolo Iaroslav a învățat limba și chiar a trecut calificarea de interpret de limbajul semnelor. Pe acest băiat Iaroslav îl cunoștea de mult timp, deși l-a văzut o singură dată, când a ajuns în oraș după ce mama lui a murit. Atunci nu mai pleca nicăieri îndurerat, doar pentru a scăpa de locul în care soarta îl despărțise de persoana cea mai dragă lui. Alături de el se afla o fată tânără și chiar acest băiat, care pe atunci avea în jur de 5-6 ani. Cum călătoria nu a fost lungă, colegii de drum trebuiau să facă cunoștință și, așa cum se întâmplă pe drum, să vorbească despre viața lor. Cei doi călători au trebuit să facă cunoștință și, așa cum se întâmplă pe drum, să vorbească despre viețile lor. Apoi mi-am deschis sufletul Arinei povestind despre durere, iar fata, la rândul ei, a povestit că băiatul pe care Iaroslav l-a confundat la început cu fiul ei s-a dovedit a fi nepotul ei. Surdomut din naștere, era fiul propriei surori a Arinei, care împreună cu soțul ei a murit în munți în timpul unei alunecări de teren. Arina îl adoptase pe nepotul ei și acum călătorea cu el în marele oraș pentru a-i aranja soarta și pentru a-l da pe băiat la o școală specială pentru surdomuți, unde se va simți bine alături de alți astfel de copii. În orășelul lor nu exista o astfel de școală sau internat. Băiatul se numea Matei și s-a dovedit a fi un copil plin de viață și amabil. Matei l-a plăcut imediat pe Iaroslav prin francețea și sinceritatea sa în toate, a simțit că îi lipsea un tată și, prin urmare, copilul a ajuns la el. Pe tot parcursul drumului s-au jucat, au citit cărți pentru copii, au învățat poezii și au glumit despre Arina. Era vizibil că fata era mulțumită, văzând cum îi aduce pe colegi, râzând și pozându-se. Iaroslav chiar a uitat pentru o vreme de durerea lui de inimă, ea era foarte fericită de asta. Arina a fost încântată să afle că colegul ei de călătorie stăpânea perfect interpretarea în limbajul semnelor, ceea ce este o mare raritate în zilele noastre. Așa că au ajuns în oraș, au făcut schimb de numere de telefon și au plecat pe drumuri separate. Când Arina a plecat cu taxiul pe care Iaroslav l-a prins pentru ei, a simțit că ceva nativ, ca și cum o parte din sufletul său, i-a fost smuls. La început, Iaroslav a crezut că s-a îndrăgostit de această fată modestă și drăguță, asupra căreia cădea atâta durere și povara de a avea grijă de copilul altcuiva. Dar a respins repede acest gând și a luat autobuzul. Dar acum, doi ani mai târziu, Matei, deja în vârstă de opt ani, stătea în fața lui și îl privea pe Iaroslav cu ochi neliniștiți și plini de teamă. Era evident că copilul suferea de ceva, era slab, murdar, zdrențăros, ceea ce l-a surprins foarte mult pe Iaroslav. De unde ai venit? L-a întrebat el pe băiat cu gesturi și cum mai găsit. Cum ți-ai dat seama că voi fi la acea nuntă, vezi tu, m-ai dezamăgit foarte tare și acum m-am certat cu soția mea din cauza ta. Cred că ești fiul meu și m-au dat și pe mine afară din casă pentru că te-am cunoscut. Matei era amețit și se uita la bărbat, cu lacrimile curgându-i pe față. Era clar că vorbele lui Iaroslav erau ultima picătură care a umplut paharul suferinței băiețelului. Nu știam că vei fi la nuntă, începu el să gesticuleze. Matei voia doar să mănânce, iar o mătușă a spus că în curtea celor bogați se dă de mâncare oricui vrea. Imediat ce am intrat în curte, am văzut o prințesă frumoasă și pe tine lângă ea. Am fost atât de fericit, m-am gândit că mă vei ajuta, așa că ți-am dedicat o oglindă, îți amintești că m-ai învățat. Iar prințesa aceea este soția ta, este rea și de ce nu te-a plăcut? De ce te-au dat afară? Nu au destui bani și nu au destulă mâncare pentru tine. Iar nu a găsit nimic de spus copilului nevinovat. Știa că un băiat flămând nu ar fi înțeles certurile celor bogați, dar era curios cum ajunsese Matei aici și de ce era singur. Despre asta, și îl întrebă frenetic pe copil, arătând gesturile necesare. Nu am o casă, răspunse Matei. Bărbatul de la care am închiriat un apartament, împuse valizele pe stradă. Nu știam unde să mă duc, așa că am ascuns cu bagajele într-o magazie veche. Nu locuiește nimeni acolo, dar există o masă și pat vechi. Dar unde este Arina? a gesticulat Iaroslav. Și de ce te plimbi singur așa și fără ea? Ce s-a întâmplat? Ai fugit de acasă. Băiatul a clătinat disperat din cap și a început să-și arate cu răbdare și confuzie mâinile. Mama e la spital, e foarte bolnavă. Când venea de la serviciu, a fost lovită de o mașină, nu poate merge. Doctorii spun că are nevoie de o operatie scumpă. Mama plânge și nu știe de unde să facă rost de atâția bani. Am început să cerșesc la o trecere de pietoni, dar am fost alungat de oamenii străzii. Banii pe care îi aveam în valiză s-au terminat cu mult timp în urmă. Medicii au spus că dacă mă întorc, vor anunța tutela și voi fi luat la orfelinat. Acum nu o vizitez pe mama, nici măcar nu știu ce are, pentru că mi-e teamă că voi fi dat la orfelinat și mama va ajunge într-un azil pentru persoane cu handicap. Și Matei plângea în hohote, întinzând brațele către Iaroslav ca un om care se înneacă și cere ajutor. Și el a cerut să fie salvat. Suferința copilului a răsunat dureros în inima lui Iaroslav. A uitat imediat de toate necazurile sale și cearta cu Elena îi se părea acum un fleac. L-a luat cu încredere pe băiat de mână și s-a îndreptat spre hotel. Înainte de ușile hotelului, Iaroslav s-a plecat spre Matei și a făcut semn să nu plângă. Zece minute mai târziu se aflau deja într-o cameră confortabilă. Iaroslav a explicat personalului hotelului că Matei este nepotul său, pe care îl ducea la spitalul mamei sale. Pentru început, Iaroslav a decis să-i facă baie copilului. Băiatul a durat mult pentru că de pe Matei ieșeau șuvoaie de noroi. Deoarece copilul nu avea haine curate, Iaroslav a trebuit să-i împrumute tricoul și pantalonii scurți, în care Matei arăta ciudat. Iaroslav a auzit stomacul băiatului bubuind de foame și și-a dat seama că, probabil, copilul era sălbatic de înfometat. Ce să comandăm la cină? A întrebat Iaroslav. Sunt de toate supele, cu piure de cartofi, cârnați în aluat, înghețată, prăjituri, suc, ceai, ce vrei. Dar văzând ochii flămânzi ai băiatului, Iaroslav și-a dat seama ce trebuia făcut. A comandat întregul meniu, o jumătate de oră mai târziu, și s-a auzit o bătaie în cameră. Ospătarii au adus o masă cu două etaje, care era burdușită cu diverse bunătăți. Micul Matvei mi-a făcut semn cu mâna, privindu-le surprins pe Iaroslav, spunând: Poți să mănânci mâncarea asta și nimeni nu te va înjura. Da, totul e pentru tine, răspunse Iaroslav. Mănâncă cât vrei, dar nu te grăbi, te rog, nimeni nu-ți va lua nimic, iar mâine vom merge la mama ta. Chelnerul a privit surprins cum bărbatul matur și băiatul comunicau prin gesturi. Se pare că nu mai fusese niciodată prezent personal la comunicarea unui surdomut. Când Iaroslav i-a dat bacșul, încercând să-i mulțumească ospătarului, el nu a luat banii, ci doar l-a mângâiat pe băiat pe cap și le-a urat poftă bună de mâncare. Și o oră mai târziu Matei dormea în pat pe lenjeria de pat curată, hrănit și fericit că l-a cunoscut pe Iaroslav. Iar acesta din urmă se gândea la viața lui, era vorba de băieții pe care i-a întâlnit din nou în drumul său. E timpul să dormim, mâine va fi o zi grea, se gândea Iaroslav și a adormit. A doua zi de dimineață au cumpărat câteva bunătăți pentru Arina și haine pentru băiat și a plecat la spital împreună cu Matei. Asistenta i-a însoțit până la secția pentru bolnav grav, acolo se afla o femeie în vârstă și Arina. Când fata l-a văzut pe Matei, a întins slab brațele spre el și a plâns. Unde ai dispărut? Arina abia își mișca mâinile, arătându-i semne fiului ei adoptiv. Eram atât de îngrijorată, nici măcar nu puteam să mănânc. Mă tot gândeam la tine. Am crezut că ți s-a întâmplat ceva rău sau că ai fost implicat într-o poveste teribilă. Ești încă atât de mic. Băiatul nu a răspuns nimic. A alergat și a îmbrățișat-o, îngropându-și fața în pieptul ei. Abia acum Arina a putut vedea cine îl adusese pe Matei la ea și a fost surprinsă să-l recunoască pe Iaroslav. Bună ziua, cum l-ai găsit pe Matei și cum l-ai cunoscut? Nici măcar nu am cuvinte pentru surpriză. Bună Arina, spuse Iaroslav. Știi, e o poveste amuzantă. Când a aflat că fiul ei trăiește în mijlocul pustietății și moare de foame, a izbucnit în lacrimi. Iaroslav a liniștit-o cumva pe Arina, promițându-i că va avea grijă de copil cât timp ea va fi în spital. Abia după aceste cuvinte și fata s-a mai liniștit puțin. Acum spunem ce s-a întâmplat cu tine. A întrebat-o Iaroslav. Cine ți-a făcut asta? Și, în general, ce prognostic dau medicii? Acum două săptămâni mă întorceam de la serviciu, am traversat la semnalul verde pe trecerea de pietoni, dar nu am avut timp să ajung pe partea cealaltă. Un șofer beat m-a lovit chiar pe trotuar și a fugit de la locul faptei. Poliția l-a găsit mai târziu, dar nu a putut depune plângere. Era seară, nu a existat niciun martor, iar camera video de pe stradă nu a înregistrat nimic. Doctorii spun că voi putea merge, dar am nevoie de o operatie. Și ce aștepți? Nu știu cât timp, e foarte scump dacă o faci contracost. Nu voi putea niciodată să strâng atâția bani și nu mă ajută nimeni. O să te ajut să găsești banii, o să le cer părinților soției mele un împrumut sau o să iau un credit. Nu, a exclamat Arina. Ai deja probleme din cauza lui Matei, iar acum sunt invalidă, voi fi o povară pe umerii tăi. Soția ta nu va înțelege. Am aplicat la fondul de susținere a victimelor ca mine, mi-au promis că mă vor pune la rândul lor, doar că nu se știe cât timp va dura. Dar eu sper și cumva eu și Matei vom mai trăi ceva, a spus Iaroslav. Nu veți fi lăsați singuri, vă voi ajuta și îl voi găsi pe acel nenorocit și îl voi face să plătească pentru tot. Iaroslav a văzut că Arina își pierduse orice speranță de vindecare, așa că a încercat să-i spună doar povești pozitive din viața lui. I-a promis că totul va fi bine cu Matei, că până la 1 septembrie îl va duce pe băiat la școală și va deveni sprijinul lui. Până când Arina își va reveni. Fata i-a mulțumit cu fervoare pentru ajutor, l-a asigurat că nu-l va lăsa să aștepte prea mult și că în curând îl va lua înapoi pe Matei. Da, numai că Iaroslav și-a dat seama și a teoretizat că nu mai avea unde să se ducă. Ascultă, a spus el, haide, când vei fi externată, voi închiria un apartament și vom locui acolo împreună, ca bun vecini și prieteni. E mai ușor să trăiești cu o singură gospodărie, iar eu voi avea grijă de băiat. Dar soția ta? A întrebat Arina. Te simți descurajat, a spus Iaroslav, că în curând voi fi din nou singur. Cred că frumoasa mea Elena m-a dezamăgit, cum se spune, vom trăi să vedem. O oră mai târziu, Iaroslav și Matei au plecat acasă, iar Arina a fost dusă la tratament. Iaroslav, cum arăta? Presupunând că viața lui amoroasă se ducea pe apa sâmbetei, în celălalt capăt al orașului. Iar tatăl Miresei își dădea versiunea evenimentelor. Știi ce cred eu? Și-a întrebat familia. Dar eu cred că băiatul nu este un băiat simplu, ci foarte drag ginerelui nostru. Ce vrei să spui? A întrebat surprinsă Elena. Cred că este fiul lui, altfel de ce ar da din mâini ca răspuns la acest ros surd. Și de ce să pleci de acasă? De ce ți-a ascuns toate detaliile? Cred că au avut ceva neînțelegeri și băiatul a crezut că Iaroslav îl va ierta în ziua lui fericită, îl va încălzi și îl va hrăni, iar socul bogat va ajuta să-l ridice pe picioare. Sunt o grămadă de astfel de oameni flămânzi. Poate că ai dreptate, mama Elenei și-a susținut soțul. Cine știe, poate că Iaroslav a părăsit-o pe acea femeie și a decis să se căsătorească cu una bogată. Deci vrea să ne strecoare urma și săi. Da, toți sunt oameni de rând, exclamă tatăl care a abandonat un copil bolnav împreună cu mama sa și a trecut la tine. Da, toți sunt niște sărăntoci. Autoritatea tatei era prea mare pentru Elena, iar resentimentele și neîncrederea față de Iaroslav i-au frânt voința. În plus, și ea nu mai simțea dragostea pe care o simțea pentru Iaroslav în primele luni și întâlniri. Este adevărat ceea ce se spune, de parte de vedere, de parte de inimă. Așa s-a întâmplat și cu Elena. Ea pur și simplu nu l-a mai iubit pe Iaroslav, sau poate că nu l-a iubit cu adevărat. Era deja lipsit de importanță, pentru că o săptămână mai târziu, la Iaroslav, la serviciu, a venit avocatul familiei Elenei, care a cerut să semneze actele de divorț. Iaroslav nu a argumentat, nu voia să fie umilit și să se justifice și să fie nevinovat, și de aceea, fără nicio conversație, a semnat unde era indicat. Acum era un tânăr liber și necăsătorit. Un lucru pe care Iaroslav nu-l putea înțelege. Cum putea un om atât de onorabil ca tatăl Lenei să-i facă un lucru atât de josnic? Dar totul s-a explicat mult mai simplu, s-a gândit scurt și a decis să o prezinte pe fiica sa lui Alexandru, chiar fiul rivalului său în afaceri. Cei doi urmau să se întâlnească într-un restaurant pe care fata însă și îl alesese. Era un mic și confortabil local italian. Obișnuiau să meargă împreună cu fostul ei soț. Și ar fi trebuit să se întâmple așa o coincidență că iaroslav și Matei au decis și ei să ia masa acolo. S-a dovedit că puștiul nu mâncase niciodată pizza, așa că iaroslav a decis să-l bucure. Băiatul nu mai fusese niciodată în astfel de locuri și, prin urmare, era emoționant. „Cât de frumos este”, a gesticulat băiețelul încântat. „Ce alb curat totul aici și nu vom fi dați afară de aici, arăt bine.” Tu ești frumos, i-a răspuns Iaroslav. Nu-ți face griji, vom fi cu toții bineveniți să mergem și să luăm cea mai bună masă. Băiatul a dat din cap și au mers în spatele localului, unde au ales un loc lângă o fântână mică. Ospătarul a venit imediat la ei și s-a oferit să studieze meniul. În timp ce Iaroslav alegea felurile de mâncare, Matei privea în jur cu interes. Ce veți mânca? a întrebat Iaroslav și s-a uitat la copil. Dar copilul nu s-a uitat la el. Și-a întors privirea speriată undeva într-o parte și a rămas parcă încremenit. Iaroslav a trebuit să-l atingă pe Matei ca să-l facă să reacționeze în vreun fel. Ce s-a întâmplat? Unde te uiți? Dar Matei nu a răspuns, ci doar a arătat cu degetul spre masa din colț unde stăteau cei doi. Iaroslav s-a uitat acolo și a rămas uimit. A văzut un dandi care vorbea arogant cu chelmerul. Ați recunoscut-o pe soția mea?" L-a întrebat Iaroslav pe Matvei. Nu te teme, nu ne va face nimic." Dar băiatul a clătinat frenetic din cap și a început să gesticuleze repede. El a fost cel care l-a anunțat pe Matei, uite, el a fost cel care a lovit-o pe mama, în amintesc fața lui, am alergat atunci la ea, dar el doar s-a uitat la arina căzută, s-a urcat repede în mașină și a plecat, iar polițistul a spus că sunt prea tânăr pentru a fi martor." Acesta este un bărbat rău, hai să plecăm de aici. Nu, stai calm, a răspuns Iaroslav cu gesturi. Nu vom fugi ca un câine laș care stă aici, nu îți face griji, acum vor aduce mâncare și vor mânca și mă vor aștepta. Iaroslav s-a ridicat în picioare și s-a îndreptat spre masa Elenei. Fosta lui soție nu se aștepta să-l vadă aici, așa că a fost surprinsă. Bună Elena, a spus Iaroslav, acest nemernic a lovit-o pe mama acestui băiat. Ai știut și tu sau nu? În primul rând, vinovăția mea nu a fost dovedită, iar în al doilea rând, această mamă ar fi trebuit să se uite mai bine la drum, nu să fugă cu capul înainte prin intersecție, așa că nu te amesteca în prânzul nostru și pleacă. Dar victima spune contrariul, că nu a dat înapoi. Ai trecut pe culoarea roșie a semaforului și ai călcat-o pe trecerea de pietoni. Prin urmare, te rog să plătești operația ei, uman nimeni nu-ți va cere altceva, nici daune morale, nici alte datorii. Nu voi plăti nimănui și nimic, zâmbea Alexandru. Sunt problemele ei, nu ale mele, ai nevoie și plătești că ai găsit un prost. Iaroslav și-a dat seama că nu va primi nimic, s-a întors și a plecat pentru ultima dată cu o privire rece spre Elena și cavalerul ei. Fosta mea soție și-a găsit cu amărăciune un partener pe măsură, s-a gândit el. În timp ce Iaroslav s-a dus la o altă masă pentru a rezolva lucrurile, Matei termina deja o felie de pizza. Iaroslav nu i-a spus nimic ca să nu-l sperie și mai tare. Nici el nu avea de gând să părăsească restaurantul din cauza acestui cuplu. Astăzi era ziua lui Matei, așa că aveau să rămână aici până când băiatul se va bucura de o masă delicioasă. După aceea s-au hotărât să treacă pe la Arina, luând cu ei diverse bunătăți gustoase. Fata se simțea vizibil mai bine, deja reușea să se așeze în scaunul cu rotile. Ea a spus cu bucurie că într-o săptămână va fi externată. Iaroslav a zâmbit și a spus: Vom locui împreună, eu mă voi duce la muncă, iar tu și Matei veți avea grijă de gospodărie și vă veți face temele. Iaroslav și-a dat seama că actualul său loc de muncă îl plătea prea puțin și că nu-și putea permite trei persoane. Așa că seara, când Matei se uita la desene animate, Iaroslav a scris un siv și l-a trimis în mai multe locuri unde visase să obțină un loc de muncă înainte. Au trecut trei zile și nimeni nu l-a sunat în legătură cu un loc de muncă. Iaroslav era deja disperat, așa că s-a dus la birou pe automat prin forță, făcând comisioane de la șefii săi. Stând într-o încăpere sufocantă, supra-solicitat în permanență și tolerând râsetele colegilor. Se săturase de mult, mai ales că nu avea de gând să primească o mărire de salariu. Într-o seară, când se pregătea să plece de la birou, a sunat telefonul. Alo, spuse o voce de bărbat. Ți-am citit CV-ul și am sunat la conducerea ta pentru o referință verbală. Știi și nu au avut o părere prea bună despre tine. Ceea ce înseamnă că șefii nu vor să renunțe la tine. Mi-a plăcut felul în care ai spus cu sinceritate că nu vrei să arăți pentru mărunți și că ți se pare înjositor. Îmi place abordarea ta, așa că te invit mâine la un interviu. Serios, a exclamat Iaroslav. Nu vei regreta dacă mă angajezi. Vom vedea, a spus bărbatul și a închis telefonul. A doua zi, Iaroslav a zburat ca pe aripi la un interviu la o firmă foarte prestigioasă era puțin speriat că însuși proprietarul îi va vorbi despre postul vacant. Dar, după ce și-a calmat emoțiile, Iaroslav a intrat cu curaj în biroul directorului. La masă s-a așezat un bărbat de vreo 50 de ani, destul de îngrijit, tânărul Iaroslav l-a plăcut imediat. Bună ziua! Eu sunt Iaroslav Belov, pe care mi-ați sunat ieri, am venit pentru un interviu. Bună ziua, tinere, a spus directorul. Un nume de familie cunoscut. Numai că nu mă amintesc unde l-am auzit, deși nu contează, căci un astfel de interviu nu va fi. Am vrut doar să văd ce te reprezinți pe tine însuți de îndată, te iau pe o poziție mică de asistent manager, dar avem o bună avansare în carieră. Iar dacă o persoană încearcă și face totul pentru binele companiei, salariul de asemenea nu voi jignitor, așa că mergeți la predați documentele și bine ați venit în echipa noastră prietenoasă. Mulțumesc, a exclamat Iaroslav. Nu vă puteți imagina cum mi-ați ajutat. Încurajat de noroc, a fugit acasă să pregătească totul pentru sosirea Arinei. Când fata a fost externată din spital, camera ei era complet pregătită pentru o persoană care nu poate merge. Banii pe care Iaroslav îi economisise pentru o zi neagră au venit la îndemână. La serviciu se descurca foarte bine. Destul de repede a ajuns manager, iar apoi manager șef. Apoi proprietarul companiei i-a propus să devină șef al departamentului de vânzări. Este un eveniment. I-a invitat la sărbătoare pe toți cei șapte noi colegi ai săi, inclusiv pe Matei și Arina, precum și pe câțiva dintre virtuoși proprietari ai companiei. Colegii știau că Iaroslav avea în grijă o fată invalidă, dar când nu au văzut-o pe Arina, nu le-a venit să creadă ce au văzut. Ce tânără înfloritoare și frumoasă! După festivități, coproprietarul companiei l-a chemat pe Iaroslav la el. Spunem băiatule, s-a întors directorul cu interes. Care este diagnosticul pupilei tale? De fapt, ea nu este cu handicap din copilărie. A fost lovită de un nenorocit care a fugit de la locul faptei, nu a fost niciodată în stare să atragă articolul. Sper ca măcar justiția cerească să-l prindă din urmă. Pot chiar să vă arăt fotografia. Iaroslav și-a scos telefonul și a arătat fotografia lui Alexandru. Proprietarul companiei și-a schimbat fața, era evident că era uimit de această veste. Știți, trist, a spus proprietarul companiei lui Iaroslav. Dar acesta este fiul meu adoptiv. Mama lui a fost racolată din copilărie și nu m-a lăsat să-l cresc. A crescut ca un ticălos. Într-o oarecare măsură sunt și eu vinovat pentru comportamentul lui, pentru că nu am reușit să-l influențez cum trebuie la timp. Îi voi răscumpăra vina, spunem de câți bani ai nevoie și unde vrei să aibă loc operația, mâine totul va fi în contul tău. Iaroslav a deschis gura surprins, dar a făcut față repede șocului și a mulțumit proprietarului pentru bunătatea sa. Spune munchiul Pavel, a spus proprietarul firmei. Știți și uneori străinii sunt mai dragi decât ai lor știu asta pe propria piele. Când Iaroslav i-a spus vestea Rinei, aceasta nu a mai putut suporta și a acoperit fața cu mâinile și a izbucnit în lacrimi. Fetei nu-i venea să creadă ce fericită era, că în sfârșit va putea să meargă. Era foarte bucuroasă că pe drum l-a întâlnit pe Iaroslav, care i-a întins mâna la timp pentru a o ajuta. Matei sărea și striga de bucurie, îmbrățișindu-i pe unul și pe altul, sau pe toți împreună. Nu voia jucării sau bunătăți. Își dorea doar ca mama lui să poată merge din nou. Iar dorința băiatului s-a primit în doar câteva săptămâni. Arina a fost operată și s-a refăcut. Iar după câteva săptămâni de reabilitare grea, a încercat să facă primii pași și fericirea ei nu a mai avut limite. Și în tot acest timp Iaroslav și Matei au fost alături de ea. Uneori, unchiul Pavel trecea pe la ei și le aducea câteva bunătăți. Era evident că îi era foarte rușine de fiul său adoptiv, dar în același timp se bucura pentru băieți. Alexandru, în curând, a anunțat că vrea să-l dezmoștenească și că urma să vorbească cu un avocat despre asta. Fiul adoptiv era furios, nu-și dădea seama că banda fusese traversată chiar de cel care îl făcuse de rușine în restaurant. Fără să stea mult pe gânduri, Alexandru a angajat niște bandiți care să insceneze un accident tatălui său adoptiv și au reușit deoarece proprietarul companiei conducea mereu el însuși. Era cea mai simplă soluție pentru a aranja o defecțiune la sistemul de frânare. Într-o seară, când Pavel se întorcea acasă de la serviciu, spre bucuria lui Alexandru, a avut un accident și a fost grav rănit. Era nevoie de mult sânge dintr-o grupă rară, dar cei care doreau nu aveau grupa potrivită. Iaroslav s-a dus și el la clinica unde zăcea unchiul Pavel și a cerut să-i se ia sânge. Din fericire, a existat o potrivire completă. Se poate spune că Iaroslav și-a salvat binefăcătorul. Medicul șef, fiind un vechi prieten al lui Pavel, a observat imediat asemănarea dintre tânăr și vechiul său prieten și, prin urmare, a prelevat discret mostre pentru analiza ADN. Ascultă, a spus Pavel, i-a spus bătrânul doctor prietenului său când a venit în camera sa. Sunt un om cu experiență, desigur, dar uite ce a produs testul dintre tine și acest puști Iaroslav. Se pare că este fiul tău, cum îți explici asta? M-am simțit atras de acest băiat, a spus proprietarul companiei. Și numele lui de familie îmi este atât de familiar. Belov, știu o fată cu un astfel de nume de familie cu care urma să ne căsătorim, iar apoi la orizont s-a evit actuala mea soție, ea a spus tot felul de lucruri despre mireasă, eu am crezut și am plecat, nici măcar nu am ascultat-o. Când a venit Iaroslav și a aflat tot adevărul, a fost într-un șoc profund. Cum așa, printre lacrimi a șoptit. Mama a spus că tu ai fost pilot și ai murit apărând patria. Niciodată nu a spus un cuvânt rău despre tine, am trăit atât de greu, iar acum nici nu va ști că mi-am găsit tatăl pentru că ea a murit. Iartă-mă, fiule, a implorat tatălui Iaroslav. Iar eu îmi voi spăși vina, te voi ajuta pe tine pe Matei și pe Arina, acum sunteți familia mea. Dați-mi doar timp să mă ocup de acești șerpi pe care i-am încălzit la pieptul meu. A doua zi și tatăl lui Iaroslav depusese deja mărturie împotriva lui Alexandru, acuzându-le că a atentat la viața lui. Și își pusese soția în fața faptului că divorța de ea, aducând dovezi ale înșelăciunii ei. Când s-a dovedit că Alexandru este adevăratul criminal și Iaroslav este fiul unui milionar, familia Elenei a început să facă încercării de reconciliere. Tatăl Elenei l-a chemat pe Iaroslav la o conversație, unde a încercat să-și ceară scuze pentru comportamentul său și a lăsat să se înțeleagă că nu-l deranjează un astfel de ginere. Elena însă și se dădea la Iaroslav în restaurantul său preferat, unde a venit cu colegii la prânz și a încercat să restabilească relațiile. Chiar s-a oferit să se recăsătorească. Ei bine, tu îmi cer să mă recăsătoresc cu tine, unde-ți e mândria. Deci, eu nu eram o persoană din cercul tău, iar acum sunt potrivit. Iaroslav, dragul meu, am fost zăpăcită de părinții mei și de obraznicul Alexandru. Nu-l lăsa să spere și nu am de gând să mă duc la închisoare cu el. Iar băiatul acela de ce s-a lipit de tine ca un cearșaf de baie, este un băiat dăunător și obraznic. Băiatul acesta va fi în curând fiul meu ferm, răspunse Iaroslav, iar mama lui adoptivă, soția mea. La aceste argumente Elena nu avea ce să răspundă. O lună mai târziu, familia lui Iaroslav a sărbătorit două evenimente, divorțul tatălui său și nunta fiului său. Sărbătoarea a decis să fie modestă, dar de bun gust, doar 20 de persoane apropiate au zburat în Maldive pentru a sărbători acest eveniment solemn pe ocean. Cea mai frumoasă dintre toate a fost Mireasa. Arina în rochie albă ușoară și aerisită a mers pe nisipul numai puțin alb împreună cu Iaroslav. Briza caldă sufla în jurul îndrăgostiților, umplându-i de bucurie și fericire. Ei știau că totul va fi bine, pentru că trebuie doar să crezi. Prieteni, cam atât cu povestea de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă într-adevăr este așa, nu uitați să apreciați videoclipul cu un like, să scrieți cât mai multe comentarii și desigur să vă abonați la acest canal. Pe curând!